schimbarea cred că vine cu o perioadă de tranziție care de multe ori este neplăcută. Cum ai trecut de la jurnalism la medicină? După o anumită vârstă, deciziile se iau mai greu. Femeile din marile corporații americane să concureze cot la cot cu bărbații. Uneori devenim prizonieri ai unor rutine și comportamente, astfel încât începem să luăm de bun tot ce ni se întâmplă. Alteori suntem pur și simplu puși în fața unor provocări uriașe care ne schimbă traiectoria vieții. Oricum ar fi, primăvara aduce cu ea un sentiment de înnoire, așa că este momentul perfect să ne reinventăm. Vă invit să rămâneți cu noi la 20+, pentru că vom vorbi despre cum putem să facem acest lucru. De asemenea, veți asculta mărturii impresionante ale unor femei care au găsit puterea de a merge mai departe, indiferent de cât de multe obstacole au întâlnit în cale. Rămâneți cu noi! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție 20+. Sunt Evelina Manea și mă bucur să fim împreună și la acest început de primăvară. Cred că putem spune faptul că luna martie este luna femeilor. Așa că m-am gândit să discutăm astăzi despre cum putem aduce un suflu nou existenței noastre feminine. Rămâneți așadar cu noi, pentru că imediat veți afla sfaturi foarte importante din partea psihoterapeutului Aida Zodie. Bună, Aida, bine ai revenit la 20+ și la 7TV. Bună seara, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Aș vrea să te întreb pentru început, ce înseamnă să te reinventezi? Acum, știi cum e, că definiția e a fiecăruia, să zic așa. Ce înseamnă pentru mine sau la ce mă duce pe mine gândul, că spunem reinventare, înseamnă să o iei de la capăt, să faci o schimbare, să lași coordonatele vieții tale să te ghideze spre altceva, să îți folosești toată energia, să te mobilizezi și să continui pe un drum care îți poate oferi satisfacție în continuare. Și presupune automat, după cum ai spus și tu, o schimbare, o redirecționare a drumului pe care mergi. Da, te rog. Nu cred că se poate face fără o autoanaliză. Uh-huh. Adică e nevoie să apare în momentul acela în care am câteva semnale. Okay. Da, atenție, se întâmplă ceva, hai să schimbăm. Și de multe ori semnalele sunt cumva negative, adică le resimțim negativ. Uh-huh. Discutasem de curând despre furie, mă rog, am pregătit un material în domeniul ăsta și analizam aspectele pozitive ale furiei, faptul că ea este funcțională uneori, în sensul în care ne trage un semnal de alarmă și ne face să ne mobilizăm, să ne canalizăm toată energia spre a schimba ceva. Tragem acazul și o luăm într-o altă direcție. Și atunci este bine să producem această schimbare în momentul în care, după cum ai spus și tu, simțim sau este posibil să o facem chiar dacă nu simțim neapărat nevoia aceasta de schimbare, dar poate avem anumiți indicatori obiectivi la care să ne raportăm, nu știu. Poate apare oportunitate și atunci ne punem, ne apare semnul întrebării, oare nu e mai bine pentru mine să o iau în direcția asta? Uh-huh. Sunt câteva semnale pozitive, deci da, nu e neapărat nevoie să trăiesc câteva niște aspecte negative în viața mea. Uh-huh. Da, sunt cele două variante. Eu, decizia din interior, cred că o iau mai degrabă atunci când nu mai este bine, când ceva nu mai e în regulă. Dar da, e posibil să fie și variabile externe care să mă influențeze. Care să influențeze. Și să zic, da, provocări din afară. Există diferențe între bărbați și femei în materie de schimbare? Cine este mai deschis? Ce categorie este mai deschisă la a schimba lucrurile? E greu să generalizez. Ori fi studii, nu știu dacă ați găsit voi ceva. Dar tind să cred că femeia este un pic mai predispusă spre schimbare, pentru că fiziologic vorbind, în ea se produc schimbări.
încă din adolescență și rămâne așa, apare, poate să devină mamă, poate să schimbe diferite roluri. Cred că femeia experimentează ceva mai multe roluri decât bărbatul, că stau să mă gândesc. Deci, în fiecare lună, până la urmă, în ea se produc niște schimbări la care trebuie să se adapteze și atunci e ceva mai obișnuită cu asta. Și e mai antrenată. Exact. Cum aș vrea să mergem acum pe această variantă a schimbării în fața obstacolilor care ne apar și să discutăm puțin despre despărțire și divorț, despre aceste rupturi care intervin în viața noastră. Cum să ne adaptăm la aceste schimbări? Sunt perioade dificile, dar pentru orice schimbare este nevoie să iau o decizie și să îmi asum o perioadă de sacrificiu, să zic așa. O perioadă în care nu va fi foarte bine, nu știu dacă vrei, ca sevrajul. Vreau să renunț la ceva care nu îmi face bine. E o perioadă în care, nu știu, poate sunt pe tratament. Dacă nici tratamentul nu este, fac asocierea asta cu tratamentul, în care nu este plăcut să luăm o medicație, să trecem printr-o situație din asta de spitalizare și așa mai departe, dar pentru a ne fi mai bine ulterior. Deci schimbarea cred că vine cu o perioadă de tranziție care de multe ori este neplăcută. Dar Trebuie să ne asumăm și va trece, nu? Da, da. Dacă vreau să ies dintr-o zonă în care nu mi este bine, în care poate sufăr, în care nu am realizări, am o groază nesatisfacții sau, mai mult decât atât, în care nevoile mele de bază sunt nesatisfăcute. Eu mă gândesc la nevoi de securitate, nu sunt într-un mediu sigur, chiar în relația pe care o am, nu mai am siguranță, nevoi fiziologice și apoi nevoile, dacă ne gândim la piramida lui Maslow, nevoile superioare de stimă de sine, de respect, de autorealizare. Dacă eu în mediul acela nu pot să-mi satisfac aceste nevoi, atunci e important să ies și să-mi creez drum spre o zonă pozitivă. Spre o zonă pozitivă. Ce facem în momentul în care avem un eșec în carieră? Și practic trebuie să ne schimbăm, iată, drumul acesta profesional, ori într-un alt domeniu, ori în același domeniu, dar într-un alt loc de muncă. M-a dus cu gândul tot la exemplul cu furia. Un eșec ne oferă niște emoții la pachet. Emoții care pot să fie de frustrare, de neputință, de tristețe, izolare, orice, și până la furie. Că de cele mai multe ori furia este ca un iceberg și le are pe toate sau mai multe de desubt care nu se văd. Și atunci ne mobilizăm și facem o schimbare. Asta dacă vedem că există această posibilitate. Dacă nu, pot să încerc o nouă variantă de lucru tot în domeniul în care activez. Acum, nu, depinde de situație. Și cum am putea să știm ce drum să alegem? Dacă suntem la această răscruce de drumuri, fie pe plan personal, fie pe plan profesional, vrem să facem schimbarea într-un fel sau în altul, dar nu știm ce este mai bine, astfel încât poate, nu știu, să ne fie teamă, să nu fim nevoiți să o luăm din nou de la capăt peste o anumită perioadă de timp. Abordarea, să zic, mai relaxantă, mai sănătoasă, este că e o experiență, o experiență care, prin care a fost nevoie să trecem ca să fim noi cei de astăzi și așa vor fi și experiențele viitoare. Da, poate că la un moment dat vom mai face o schimbare. E drept, ai menționat bine, cred eu, adică și eu m-am gândit la același lucru, faptul că teama este cea care nu ne mobilizează să facem schimbarea, ne oprește, ne ține un pic pe loc. Uneori trec ani și n-am făcut o schimbare pe care știam că, sau am simțit mult mai de mult că trebuie să o facem. Dar într-un punct e important să alegem.
să lăsăm teama în spate și să încercăm să mergem înainte. Vor apărea și în viitor, probabil, dar până când nu experimentăm, nu știm dacă ne este bine sau nu. Analizăm, nu știu, poate facem o consiliere, dacă e vorba de profesie, consiliere vocațională, dacă simțim că nu găsim răspunsul la această întrebare, vedem că nu ne mai este bine într-un domeniu, am vrea să o apucăm pe alt drum, tocmai în căutarea satisfacției profesionale și nu știm, atunci putem să apelăm și la consiliere vocațională, mi-a venit acum în minte. Sau alt tip de consiliere, terapie, astfel încât să descoper ce mi-ar oferi bucurie, împlinire. Deci este important să apelăm la ajutor extern, să nu rămânem doar cu resursele proprii. Dacă ne simțim în impas, de ce nu? Până la urmă, de asta existăm și noi și vrem să ne facem bine. Meseria să ne valorifice toată lumea care are nevoie, care se simte în impas. Spunea Jorge Lopez faptul că atunci când lucrurile merg prost, este timpul cel mai potrivit să te reinventezi pe tine însuți. Cum putem face acest lucru însă? Aflați imediat sfatul psihologului. Înainte de aceasta, haideți să urmărim împreună mărturia extraordinară a unei femei curajoase care a găsit puterea de a merge mai departe, chiar dacă i-a fost greu să facă acest lucru. Materialul este realizat de colegii noștri Lorena Abigail Burtan și Andrei Arsene. O am alături de mine pe Alina Pavel, mamă, femeie divorțată și o persoană care și-a schimbat traiectoria profesională de multe ori de-a lungul vieții. Cum ți-a schimbat apariția copilului, viața și aspirațiile tale cu privire la partea profesională? Apariția băiatului meu, cred că m-a motivat să fiu un exemplu pentru el. În decursul timpului, cred că m-a urmărit gândul că copilul meu trebuie să fie mândru de mama pe care o are, să fie mândru să meargă cu ea pe stradă, să fie mândru să o prezinte colegilor, prietenilor lui. Ai rămas fidelă planurilor inițiale profesionale chiar și după nașterea copilului? Da, nu cred că au avut nimic de a face apariția copilului cu planurile pe care le aveam. E adevărat că în decursul timpului mi-am schimbat de mai multe ori profesia, ca să spun așa. Nu pentru că aș fi vrut să devin altceva. Cred că la începutul carierei în viață am început de jos. În timp am progresat. Știu că băiatul tău este născut pe data de 8 martie. Ce importanță a avut pentru tine, numerologic vorbind, faptul că el a fost un cadou de ziua femeii pentru tine? Acum cred că importanța este mare, pentru că la fiecare aniversare a lui retrăiesc momentele atunci când s-a născut. Atunci nu cred că a avut nicio importanță pentru faptul că nu l-am născut în România, iar în Spania ziua mamei nu este sărbătorită pe 8 martie. A fost o zi obișnuită, ca oricare alta. În viață nu sunt întotdeauna toate lucrurile roz și viața ta este un exemplu în ceea ce privește această afirmație. Acum câteva luni, știu că ai trecut printr-o traumă, aceea de a avea pentru o perioadă doi băieți și a rămâne fără unul dintre ei. Cum găsește o femeie puterea să treacă peste un eveniment de genul ăsta și cum reușește emoțional să se simtă în continuare o femeie împlinită? Nu ai cum să treci peste așa ceva. Niciodată. Nu există nimic în lumea asta care să înlocuiască pierderea unui copil. Nu poți să treci peste niciodată. Cred că Dumnezeu, viața însăși, te ajută să mergi mai departe.
să uiți lucrurile nu există. Nu există niciun moment în care să poți uita. Retrăiești momentul ori de câte ori vrei sau nu vrei. Cred că cel mai mult m-a ajutat să trec peste întâlnirea cu copiii. Deși gândul că m-aș întâlni cu ei și m-ar vedea schimbată fizic, ar vedea altceva, altă persoană, mă îngrijora pentru că nu știam ce explicație aș putea să le dau. Cred că asta m-a făcut să pot să trec peste problemă. Când am ajuns la grădiniță, am o fetiță care vorbește foarte puțin și cred că tu o știi. Nu mi-a spus nimic, doar a venit și m-a strâns în brațe. Nu m-a întrebat niciodată nimic. Dragostea nevinovată a unui copil te ajută să treci peste multe probleme în viață. Ce experiență emoționantă! Deși nu sunt încă mamă, privesc destul de speriată în viitor la provocările care vor veni. Dar privind astfel de exemple de curaj și putere, mă simt încurajată și îmi doresc să experimentez bucuria și împlinirea creșterii unui copil. Rămâneți cu noi pentru a afla, printre multe altele, și ce am discutat cu psihologul despre cum să abordăm în mod corect schimbările aduse de statutul de mamă. Am vorbit puțin mai devreme despre faptul că femeia trece printr-o serie de schimbări, poate mai multe decât bărbații, încă din perioada adolescenței. Și aș vrea acum să ne oprim puțin asupra unei schimbări majore care apare în viața majorității femeilor, și anume acea schimbare adusă de statutul de a fi mamă. Cum să te adaptezi unei asemenea schimbări când te simți modificată la nivel nu doar fizic, ci și emoțional, psihic? Nu cred că este ușor. Nu sunt mamă, dar lucrez și cu copii și cu mamele. E clar că toate aceste schimbări formează un cumul de variabile care intervin în viața noastră și care ne dau cu virgula de multe ori. Avantajul este că atunci când devii mamă, ai și o forță interioară care te ajută, te mobilizează. E drept că toate aceste schimbări care vin și din interior și din exterior, cu toate solicitările vieții de mamă și cu toate nevoile copilului pe care trebuie să îi le satisfaci, dau uneori, îi dau femeii de furcă, să zic așa, și apar depresia postnatală, apar conflicte în familie, conflicte în relația de cuplu. Este de așteptat să se întâmple lucrul acesta, adică tinerele mame sau viitoarele mame e bine să aibă în vedere acest lucru, ca să nu se sperie și să nu lase relațiile să le fie foarte mult afectate. Măcar să știe că se întâmplă lucrul ăsta, să aibă în vedere ideea de normalizare, că este o chestiune care apare la majoritatea femeilor, la majoritatea mamelor și nu e ceva deosebit, adică să nu se sperie foarte tare de lucrurile acestea și să o acapareze, pentru că sentimentul acesta al anxietății, temerile care apar la pachet în funcție de ceea ce simțim, ne pot amplifica relațiile, deficitul de comunicare, de relaționare, al stărilor noastre negative. Mă gândesc la faptul că pot să apară atacuri de panică, de exemplu. Panica vine dintr-o spaimă legată de ceea ce simt. Dacă știu eu că e normal și toate schimbările alea pe care le simt în organism sunt firești și nu o să ducă la nimic rău, atunci nu m-aș mai speria de ceea ce simt. Și cred că același lucru poate să apară și în
în perioada imediat următoare nașterii, când sunt foarte multe schimbări și ne speriem pe lucrurile acestea și foarte multe solicitări și suntem așa... Suntem acaparate de, exact, de toate lucrurile. Exact. Cum să găsim puterea în toată această, nu știu, situație stresantă, presantă, de responsabilitate care apasă pe umerii noștri ca mame, să găsim puterea de a investi în noi în momentul în care trebuie să fim mame cu normă întreagă? Adică, de ce e important să, totuși, să investim în noi? Cred că cel mai puternic imbold este tot pornind de la copil. Eu le zic adesea părinților că dacă nu sunt atenți la ei și la nevoile lor, tot copiii vor fi cei care vor avea de suferit. Și atunci asta îi motivează suficient de mult. Că atunci când am devenit părinți, nu ne mai gândim atât de mult la noi cât la copil. Așa este. De ce este afectat copilul? Pentru că copilul suferă atunci când mama este tristă. Suferă atunci când părinții se ceartă, suferă atunci când este un dezechilibru emoțional, suferă când e furioasă mama, când apar nervi, apar discuții, certuri, nu mai zic dacă discuțiile sunt pe, chiar pe tema educației copilului, pentru că și aici se întâmplă să apară destul de mult, iar copilul pierde cel mai mult, pentru că el este afectat atunci când apar aceste discuții. Și atunci le spun părinților că mai bine să fie o greșeală de educație, pentru că sunt cât se poate de frecvente și firești și oricum n-ai cum să nu faci deloc vreo greșeală de parenting, dar să nu fie certuri, discuții în familie și mai ales pe subiectul copilului, pentru că el se împovărează cu aceste... se responsabilizează singur din cauza mea, se ceartă părinții. Așa că e important să fim echilibrați și ca să fim echilibrați e nevoie să ne acordăm nouă timp, spațiu, energie, să mai ieșim din când în când, mai apelăm la o bunică, la o bună, la un sprijin din exterior ca să putem să rămânem și noi pe aceeași lungime de undă. Pentru că mă întorc înapoi la copil cu altă energie, cu altă stare și el simte asta și se bucură. Simte absolut. Mai mult decât că ne-a simțit lipsa o jumătate de oră sau două ore cât am fost noi plecați sau când sunt poate un weekend să fugim împreună cu partenerul și să revenim bucuroși, entuziaști și plini de iubire unul față de celălalt. Ce rol au cei de lângă noi în schimbările pe care vrem să le facem și care apar în viața noastră? Cât de important este să cooperăm cu ei? Păi, cam esențial, aș spune. E greu de unul singur. Dacă ești singur și nu ai pe nimeni, n-ai ce face. Te mobilizezi și atunci. Dar dacă ai persoane în jurul tău care apropiați, familie, e foarte important să simți că te aprobă și că te susțin. E acea nevoie la apartenență, la familie, la sprijin, la să simțim că suntem importanți până la urmă pentru cei din jurul nostru, pentru că și noi ne dedicăm lor și avem nevoie să și primim din partea celorlalți. Evident, nu este recomandat să se facă sacrificii foarte mari pentru că atunci, din partea celorlalți, pentru că atunci apar așteptări, nemulțumiri, se simte, apar tensiuni. Ce ți-am oferit, uite cât te-am sprijinit, cât te-am oferit, chiar m-am sacrificat și tu nu mi-ai răspuns cu aceeași monedă. Din cauza asta este bine să ne oferim sprijinul până la un nivel de confort, atât cât pot să dau cu bucurie și cu plăcere. Cum să ne reinventăm pe noi înșine, cu succes, indiferent de situația în care ne găsim? Să căutăm să facem ce ne place.
putem să ne apucăm de sport. Cunosc, că tot am vorbit de divorț, cunosc femei divorțate care au făcut deja o carieră în sport și se simt foarte bine. Și în multe alte domenii. Dar e important să văd ce face bine. Poate e vorba de artă, poate e vorba de un alt domeniu. Sunt foarte multe mămici care au renunțat la jobul lor și și-au făcut bloguri, au mers pe linia de parenting și au o mare satisfacție de acolo, pentru că s-au implicat cu tot sufletul, fiind pasionate de ceea ce au făcut. Deci cred eu că dacă ne ghidăm un pic și de pasiunile pe care ne avem, s-ar putea să nimerim foarte bine. Și să descoperim ceva absolut extraordinar. Care se pliază foarte bine pe interiorul nostru, pe personalitatea noastră, pe ceea ce suntem în devenire, să spun așa. Am discutat până acum despre cum să ne reinventăm în diverse capitole din viața noastră și am primit foarte multe sfaturi importante de la psihoterapeutul Aida Zodie. Rămâneți cu noi pentru a afla povestea unei femei care s-a redescoperit pe sine de mai multe ori pe plan profesional. Ne va vorbi despre provocările ei și despre puterea pe care a avut-o în tot acest timp. Înainte de aceasta, vă invit să urmărim mai multe mărturii ale persoanelor pe care colegii noștri Abigail și Andrei le-au întâlnit pe stradă. Ce părere aveți despre faptul că există o lună dedicată femeii în an și prețuirii ei? Da, consider că e ceva frumos. E ceva foarte bun. Adică ești normal, ești după viață de muncă de 37 de ani și 8 luni. E normal să mă bucur când ies la pensie, nu? O perioadă foarte bună, că dăm atenție femei. Pare o idee bună, dar probabil că ar trebui să fie și o lună dedicată bărbatului, ca să fie egalitate. Dacă ați putea schimba ceva în viața femeilor din jurul dumneavoastră, ce ați schimba? Nu știu să vă spun ce ați schimba. Ați schimba să fim mai atente cu noi, să ne dăm atenție mai multă nouă. Poate comportamentul, de cele mai multe ori comportamentul, atitudinea, uneori lasă de dorit. Probabil că ar trebui, mă gândesc eu că ar trebui să fie mai înțelegătoare. Mă gândesc că femeile așa sunt ele, poate prin natura lor și unele au cam uitat asta. Cele mai tinere sunt mult schimbate față de generația mea. Sunt schimbate în bine, cum vor ele, cum îmi place de ele acum. Unii dintre noi am putea tinde să credem că este preferabil să rămâi fidel unei singure meserii de-a lungul vieții, în timp ce alții consideră un plus faptul că ai mai multe experiențe. Oricum ar fi, secolul vitezei în care trăim ne demonstrează din ce în ce mai mult faptul că da, este necesar să o luăm de la capăt din punct de vedere profesional, chiar de mai multe ori într-o viață. Rămâneți alături de noi pentru a afla drumul parcurs de Carmen, de la jurnalist la asistent medical în devenire. Bună, Carmen, mă bucur foarte mult pentru că ai venit în această seară la 20 plus și la 7 TV. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Evelina! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că ne găsim în contextul ăsta. Carmen, aș vrea să începem direct în discuția noastră și să ne povestești cum ai trecut de la jurnalism la medicină, pentru că asta este ceea ce faci tu în prezent. Este întrebarea pe care foarte multă lume mi-o adresează și e și normal, pentru că după o anumită vârstă deciziile se iau mai greu, după 30 de ani, de exemplu. Pentru că sunt implicate multe riscuri și așa mai departe. Ideea este că necesită curaj și dorință foarte mare. Hai să o luăm de la începutul vieții tale, nu știu, și să ne povestești ce-ți doreai tu să devii când erai mică. Când eram mică? Da. Exact ceea ce fac acum. Serios. Asta îmi doream să fac de când eram mică. Spune-ne ceea ce faci tu acum, medicină, ce anume? Sunt la medicină, la asistență medicală generală. Am ajuns la asta printr-un proces destul de anevoios, să zic așa, în ultimii ani, al conștiinței, pentru că nu mă regăseam în ceea ce făceam. Am făcut jurnalism, am lucrat în bancă.
Wow! Și am trecut de la una la alta până când mi-am găsit adevărata vocație reprezentând ceea ce fac acum. Ceea ce faci acum. Mai putea să ne povestești puțin cam care a fost dinamica aceasta profesională? Pentru că ai spus că în momentul în care erai mică îți doreai să faci medicină, totuși după aceea te-ai dus către jurnalism, apoi ai lucrat în bancă și au mai trecut câțiva ani până când s-a ajuns să faci medicină. Cum implică s-a întâmplat? Un proces personal, pentru că am schimbat 4 orașe. Ok. Și nu e ușor să schimb 4 orașe. E nevoie de schimbări, e nevoie de curaj, de determinare și să vrei să faci asta. M-am dus prin prisma familiei către jurnalism, aveam jurnaliști în familie, dar okay. Dovadă că nu era alegerea pe care o vroiam. După mi s-a oferit un post în bancă, l-am acceptat, am lucrat 3 ani, mi-am dat seama că nu este ceea ce vreau, după care am făcut un master în studii europene. Am lucrat o perioadă în instituție de cultură și am schimbat din nou. Wow, foarte variat, mi-am dat seama că ceea ce vreau e de fapt ceea ce fac acum. Uh-huh. Și în ce moment sau ce făceai în momentul în care ți-ai dat seama că vrei totuși să revii la medicină, la prima dragoste, să o numesc așa? Eram singură, într-un oraș mare, eram în București, acum câțiva ani, și m-a frământat foarte tare ideea asta de a face ceva, de a face ceva legat de oameni, de a da mai departe. Iar în ceea ce înainte făceam, nu regăseam a da mai departe. Uh-huh. Și atunci am simțit nevoia să fac ceva uman, ceva care mă duce mai departe în legătură cu oameni. Că e nevoie de conexiune și suntem legați de asta. Totuși, mă gândesc că ți-a fost destul de dificil. Ești de ceva timp în câmpul muncii, cu studiile finalizate, iată, cu master, cu experiență, și să te decizi să începi într-un domeniu care, la rândul lui, înseamnă să te apuci să studiezi în mod serios. Dedicație. Și sistematic. Mulți ar spune nebunie. Eu aș numi-o asumare. E asumarea unei vieți pe care, dacă vrei să o trăiești, o poți trăi și altfel, făcând lucrurile să se întâmple. Dacă chiar vrei, găsești soluțiile și resursele necesare să se întâmple lucrurile. Depinde ce vrei să faci. E foarte ușor să stai în zona de confort, să te plafonezi, să aștepți ca lucrurile să vină, numai că lucrurile nu se întâmplă niciodată așa. Lucrurile facem noi să se întâmple. Le facem și trebuie să ni le asumăm, foarte frumos ai spus. În mod sigur. Consider că au existat greșeli în viața ta? Greșeli? Cu siguranță. Și au fost probabil multe. Pentru că experiența o înveți pe parcurs, greșind și reluând lucrurile. Care a fost cea mai mare provocare sau mai multe, dacă poți să ne dai exemplu de provocări pe care tu le-ai întâlnit în tot acest parcurs al tău și cum ai reușit să treci peste ele? Mă gândesc că ține și de personalitate. Pentru mine a schimba neapărat n-a fost o provocare în sensul de a fi greu. A fost o provocare okay. În sensul de a-mi dori și niciodată nu m-am plâns că sunt într-un pas din care nu mai pot să ies, să mă deblochez. Uh-huh. Și atunci provocarea a fost să merg mai departe, dar, repet, asumat, doar astfel se pot face lucrurile. Și cum ai reușit totuși să ieși din confortul, nu știu, unui job în bancă, unde ar putea crede cei care ne urmăresc că este un loc de muncă sigur, totuși e greu să dea faliment, să zicem așa, băncile? Niciodată nu mi-am dorit siguranță. Sună ciudat, dar ideea este a fost așa, pentru că tot timpul spuneam că eu nu sunt o cifră în sistem și am vrut să fiu mai mult decât atât. Pentru că în medicină ești uman, ești tu și poți să dai mai departe. Foarte frumos. Poți să investești în oameni și atunci nu te mai simți un individ izolat în societate. Te-ai simțit vreodată blocată din punct de vedere mental sau emoțional pe de tot acest ori, parcurs? De multe ori. Și te gândești ce să faci, te uiți în dreapta, te uiți în stânga, ceri sfaturi, întrebi prieteni. Cui ai cerut sfaturi? Mamei, tatălui, prietenilor. Cele mai bune sfaturi le-am primit de la părinții mei întotdeauna. M-au susținut întotdeauna și le-am primit de la ei necondiționat și au fost lângă mine mereu.
Deci faptul că ai avut parte de ajutorul și suportul celor dragi ție, familie. Asta te-a ajutat să, foarte mult. Să mergi. Foarte mult. Suportul moral este esențial. Totuși mă gândesc că trebuie să ai și în tine anumite resurse sau, nu știu, să-mi spui tu cum ți le-ai găsit sau cum ai făcut, pentru că de multe ori cu tot sprijinul celor pe care avem în jur, totuși ne e greu să mergem mai departe, oricât ne-ar spune ceilalți. Trebuie să te depășești, să-ți dorești mai mult, mereu, și să faci să se întâmple lucrurile, pentru că cred că putem să ne reinventăm în fiecare zi. Ține doar de ce facem în fiecare zi. Nu avem cum să avem rezultate diferite dacă facem același lucru zi de zi. Este normal. Iar motivația se învață și ea. Făcând lucrurile zi de zi de zi și mergând în direcția pe care ți-o dorești. Și în mod concret, ce anume înseamnă pentru tine să te reinventezi, iată, nu odată la o anumită perioadă de timp, ci în fiecare zi? Mi se pare interesant această paradigmă. Poate ține și de mine ca persoană, dar reinventarea înseamnă relația cu ceilalți oameni, relația cu Dumnezeu. Mie mi se pare foarte important a fi spiritual și a te conecta și a da mai departe. Înseamnă a citi, înseamnă a face lucruri pentru tine, înseamnă a te bucura de fiecare lucru mărunt. Și din micile lucruri îți poți lua bucuria și îți poți lua motivația pe care să o dai mai departe și să o investești în propria persoană. Calea către reinventare poate lua mai multe forme, de la a asculta vocea interioară, la a recunoaște o ocazie neașteptată, până la a provoca și a depăși fie îndoiala de sine, fie status quo-ul. Suntem mai fericiți atunci când progresăm, când învățăm și creștem. Și fiecare dintre noi avem capacitatea de a ne reinventa viața. Continuăm imediat să discutăm cu Carmen despre feminitate și feminism, dar numai înainte de a mai asculta încă o dată vocea străzii. În ce situație concretă ați fost nevoită să o luați de la capăt? După un eșec în general, când ești obligată, nevoită să o iei de la capăt, pentru că altfel cazi mai jos. Din fericire, nu. De unde crezi că își găsesc puterea aceste femei care se reinventează? Probabil că ajung într-un punct în care simt nevoia să fac o schimbare. Dacă n-am avut ghinionul, nici nu m-am gândit la această posibilitate. Admir persoanele puternice, indiferent de sexul feminin sau masculin. Chiar îi admir pe cei care pot să o ia și să se ridice din nou. Temperamentul ei, din felul ei de a fi. Sunt persoane puternice și mai puțin puternice. Unele trebuie ajutate, altele nu. Altele ajută pe alții. Vreau să vă provoc puțin acum și să vă întreb. Ce credeți? Se exclud feminitatea și feminismul? Eu cred că nu. Feminitatea se referă la a îmbrățișa calitățile naturale ale unei femei, pe când feminismul se concentrează pe dovedirea faptului că există o egalitate între bărbați și femei. Atenție! Egalitate în ceea ce privește valoarea umană și nu de rol. Haideți să vedem cum resimte Carmen aceste concepte în experiența ei. Carmen, ne-ai spus mai devreme faptul că ai avut mai multe locuri de muncă în mai multe domenii, de la jurnalism, în bancă, acum... Bancă în cultură și din cultură la medicină. Așa este. Aș vrea să te întreb acum dacă este greu să fii femeie în mediul profesional și dacă ai simțit vreodată discriminare din acest punct de vedere. Am simțit presiune. Pentru că în tot parcursul meu profesional am lucrat evident și în corporații, n-am scăpat de acest lucru. Am lucrat și în mediul public și în mediul privat. Și sunt presiuni de diverse natură, da? Și atunci evident că simți lucrurile. Ai simțit faptul că această presiune este diferită față de tine sau de colegele tale femei față de colegii tăi?
Da și nu. Uneori lucrurile nu țin de tine și nici nu ai capacitatea de a schimba contextul. Ai putea să faci asta, dar, repet, nu țin de tine, nu mai ales în mediul de corporatist. Și crezi că este mai greu să fii femeie și să reușești într-o corporație, de exemplu, decât dacă ești bărbat? Cred că este o idee românească tipic. Cred că nu este mai greu. Americanii sunt învățați să, inclusiv femeile din marile corporații americane, să concureze cot la cot cu bărbații în funcțiile de corporație, în funcțiile publice. Nu cred că este mai greu. Să-ți dau răspunsul, cred că este doar o mentalitate pe care ne-am implementat-o și ar trebui să o schimbăm, să o depășim pentru a genera alte rezultate. Am înțeles. Ce este pentru tine important în profesia ta? În viitoarea profesie. În viitoarea profesie, da. Să fii un bun tehnician, dar nu e suficient. Pentru că în medicină este vorba de om și atunci este vorba de emoții și atunci este vorba de conectare. Este important să fii uman. Foarte important. Am văzut în spitale, în gărzi, colegi care sunt foarte buni tehnicieni, dar nu se conectează cu durerea pacientului. Nu e o plăcere să fii bolnav. Știm cu toții asta. Așa este. Dar nu știu, mă gândesc, dacă te conectezi prea mult și empatizezi prea mult cu pacientul, cu bolnavul, nu este posibil să te, nu știu, secătuiești tu de energie și de puterea de a continua în această muncă? Este ideal să delimitezi. Ideal este să ai o graniță, într-adevăr, și să nu preiei durerea, să nu pleci cu ea acasă. Dar să încerci să simtă pacientul că ești lângă el. Cum se împacă, din punctul tău de vedere, cariera și viața de familie? Repet, dacă vrei, se poate. Sunt convinsă că se poate. Nu am o familie în momentul ăsta și atunci mi-este mai ușor, dar sunt pe parcurs de a avea o familie. Și atunci... Foarte frumos, felicitări! Mulțumesc! Și atunci va trebui să existe înțelegere din partea celuilalt. Ce consider că este mai important între cele două? Nu cred că este ceva mai important. Echilibrul, înainte de toate, este cel mai important pentru a fi bine cu tine, atât la serviciu cât și acasă. Echilibru. Echilibru. Cum faci față dezamăgirilor, Carmen, în viața de zi cu zi, atât, să zicem, pe plan profesional despre care am discutat, dar și pe plan personal? Dând startul unei fiecare zi ca fiind prima zi. Wow! Așa înțeleg eu viața prin a trece peste depășiri. Și o altă modalitate pe care o adopt este în felul următor. M-am gândit la situațiile pe care le-am depășit până acum. Dacă le-am depășit până acum și le-am făcut față, înseamnă că pot și de acum încolo. Foarte frumos! Resursele sunt interminabile. Depinde cum ne folosim, depinde ce încredere avem în noi și ar trebui să avem. Pentru că suntem interminabili cu toții. Ce înseamnă feminitate pentru tine? Și dacă, nu știu, ar exista o diferență între feminitate, feminism? Că tot suntem în luna martie, luna martișorului. Feminitate înseamnă iubire, înseamnă dragoste, înseamnă fluiditate, a da mai departe, a te conecta la celălalt. A fi noi lângă ceilalți. Foarte frumos. Și crezi că este diferită această feminitate, aceste trăsături frumoase pe care tu le-ai enumerat, ale noastre, ale femeilor, față de feminism? Cred că da, deși s-ar putea să nu fie una sentimentul tuturor. Așa, te rog. În ideea în care s-ar putea să ne ia puțin din feminitate feminismul. E doar părerea mea. Ok, și atunci care ar fi echilibrul sau cum ar trebui să fie această balanță? Cum o vezi tu? Undeva la mijloc. Undeva la mijloc. Ce ai învățat despre tine în toți acești ani? Că sunt puternică. Că am depășit toate obstacolele și asta te face să mergi mai departe, în fiecare zi. Și vreau să spun că în fiecare zi sunt provocări noi,
te crezi invincibil și îți dai seama că te lovești de o altă problemă pe care nu ai mai întâlnit-o până atunci. Și repet, dacă te uiți în trecut și îți dai seama că ai trecut prin toate, poți să treci și de acum încolo și este valabil pentru toți care ne urmăresc. Așa este. Și practic această reinventare se întâmplă, nu știu, ai observat în viața ta, atât în momentele în care tu îți dorești lucrul acesta, da, în care tu spui este nevoie să fac o schimbare, cât și în momentele în care, nu știu, viața te lovește cu anumite încercări și atunci ești obligat, forțat, să zic așa, să faci schimbările. Să nu crezi că nu sunt momente în care cedezi și zici nu mai pot. Și zici, nu mai pot și totuși poți, dacă stai să-ți sapi și să găsești resursele în interiorul tău. E chestiune de a vedea. Pe de altă parte, dacă vine cineva și e lângă tine și îți spune că poți, poți regăsi puterea. Și când nu mai simți că nu mai poți, atunci mai poți puțin. Exact. Cum te descrie pe tine în acest moment al vieții tale? Cel mai greu, exact ce spuneam înainte. E cel mai greu să vorbesc despre mine. Da, așa este. Sunt într-un moment în care îmi construiesc viața și vreau să cred că ceea ce am ales o să mă ajute atât pe mine și cât și pe cei din jur. Adică vreau să cred că dau mai departe. Ceea ce învăț nu țin doar pentru mine. Mult succes în această construcție și mult. Să ajungi pe cât mai mulți oameni. Așa să fie. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și în această ocazie. Vă doresc să dați plus valoare vieții voastre și să vă găsiți puterea de a vă reinventa mereu. Pentru că ne-am născut să ne remediem viețile, să ne reînviem adevăratul scop și potențial. Suntem aici să fim schimbați și să facem schimbări, nu să rămânem statici. Și nu uitați să apreciați și să iubiți femeile din viața voastră. La revedere!